George Becali nu scapă de închisoare. Magistrații Tribunalului Constanța i-au respins acestuia cererea de eliberare. Patronul Stelei a susținut în instanță că are nevoie de o operație chirurgicală la o clinică de specialitate din München, Germania, pentru a-și rezolva problemele de la coloana cervicală. Decizia magistraților constanțeni respectă propunerea medicilor legiști care l-au consultat pe Gigi Becali. Aceștia au specificat în raportul lor că operația de care are nevoie patronul stelei nu poate fi efectuată în rețeaua spitalelor Administrației Naționale a Penitenciarelor, dar aceasta poate fi tratată într-o unitate medicală din România sub supravegherea gardienilor. Avocata Maria Vasi, cea care l-a scos din închisoare pe polițistul Cristian Cioacă, a declarat astăzi că va contesta decizia judecătorilor.